Bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Numele meu este Octavian Popescu și vreau să mă plimb și eu cu calul, se poate? Da, sigur! Oh, și cât mă costă? 100 de lei plimbarea prin parc sau 20 de lei o toră de manej? Nu, 100 de lei vreau. Ok. Cu dumneavoastră vorbesc? Da. Și cu acest căluț alb? Da, doar că acum momentan mai am o oră. Adică păi perfect, deci ne vedem peste o oră. Eu le mai arăt, eu sunt YouTuber. Clanul okay. PTM se numește canalul meu de YouTube. Și vă mulțumesc, chiar m-ați făcut fericit că mă pot plimba și eu cu căluțul. Să rămână. Și avem cumva niște reguli, niște pași care trebuie să-i urmăm? Sau cum? Nu, o să veniți aici, vă dau eu tot ce aveți nevoie și vă legați. Ce, perfect, să rămână. Dar abia aștept. Deci, bun. O să urcați pe scară. Da. Suportul acela, ce să faceți cu el? Nu știu, ți-l dau ție. Ok. Așa. Deci, mâna stângă o să fie aici. Da. Mâna dreaptă după așa. Puneți așa. Piciorul stâng în scăriță. Da. Da? Da. Fixați piciorul și vă dați. Haideți. Foarte bine. Oh, perfect. Să rămân. Nu vă e frică, da? Nu, nu mi-este frică. Okay. Trebuie să bag piciorul și aici? Da, imediat vă aranjez eu acum. O să pun asta aici. Da. Așa, da? Da. Deci, și îmi doream și eu orice cal. Nu chiar și un măgar, dar ceva să fie al meu. Ce vârstă are căluțul? 16 ani. Am înțeles. Știu că ei se... Pentru a le ști vârsta, trebuie să te uiți la ei în... Așa este? Ce poți să-ți dai seama, da, așa, cu aproximație, doar dacă e un cal tânăr sau bătrân. Cu ocazia asta am prezentat mai detaliat și zona. Da. Oh, foarte frumos. Hai. Cum ai spus că te numești? Vanessa. Vanessa, oh, și un nume frumos și o fată foarte drăguță. Mulțumesc. Bun. Să știți că și prințul Știrbei cu Regina Maria veneau aici să se alărească. Era tare să îmi fi dat și o armură și să mă cred și eu un pui de Mihai Viteazu. Și vă pregătiți de atât. Hopa! Mulțumesc din tot sufletul, mulțumesc, mi-a părut bine. Și... Vanessa, te rog să-mi dai un număr de telefon, să-mi sigur. Spui... Vi-l spun, nu știu, aveți pe ce să-l notezi? Deci, dacă vrei să fie vizibil, numai tu poți să-l faci vizibil, spunându-l tu, eu nu am voie să-l spun. Ah, okay, okay. Deci dacă vrei să-l faci vizibil, da, sigur. Te rog. 0764 007 006. Sau mai am unul. Te rog. 0744 522 351. Mulțumesc din suflet. Eu îți doresc din tot sufletul baftă multă. Mă bucur că și... am avut ocazia și privilegiu de a mă plimba cu această cu acest cal minunat și jos pălăria. Mulțumim și noi și felicitări pentru tot ce faceți.